seara, sunt Natalia Chepcenea. Aici vorbește Moldova. Acest platou aduce oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. De o lună, lacrimile de pe chipul Ninei Crețu din Bursuceni nu mai dispar. Femeia spune cu durere că peste fiul ei, Ivan, care până nu de mult îi era sprijin, s-a abătut un mare necaz. Așa copil cu minte, eu am pierdut, eu nu mai am nicio speranță, nică. Bătrâna se plânge că Ivan a ajuns după gratii pentru o faptă pe care nu a comis-o. Omul, dacă e vinovat, pedepsește-l pe și chică el. Dar nu trebuie să așa bătai joc. Soția lui Ivan, Nina, zice că toate suferințele li se trag de la un polițist care s-ar fi răzbunat pe bărbatul ei. El a avut un conflict cu un polițist de la Bălți. Și el a zis că când ai să închizi și mâinile mele, tu n-ai să scăchi. El i-a promis ca să-l închidă. Așa zisă promisiunea polițistului s-a îndeplinit în scurt timp, spune femeia. Ea afirmă că oamenii legii l-au acuzat pe soțul ei că s-ar fi aflat beat la volan. Asta chiar dacă el nu conducea mașina. Întâi o suflat din dragere ficiorul meu și pe urmă i-a spus și lui bărbatul meu să sufle. Și el a refuzat. El a zis, da, pentru ce și eu să... Eu stau cu mașina pe loc. Eu pentru ce să suflu? Eu nu sunt cinstit, nu sunt nică. Fiul lui Ivan se jură că el era cu mașina în acea seară. Am luat mașina, m-am suit la volan și m-am dus, am luat produse. Minim a oprit poliția. Apropiații lui Ivan cer dreptate pentru bărbat și vor ca despre nelegiuirea care li se întâmplă să afle o țară întreagă. Pentru a vedea cât adevăr spun ei, i-am propus fiului său, Iancu, să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum a ajuns Ivan Țacu după gratii? Ce dovezi are familia bărbatului în apărarea lui? Ce povestește polițistul pe care Nina îl acuză că i-a băgat soțul în temniță, dar și ce va arăta testul la poligraf? Aflați în această ediție. 4 ani de pușcărie. Aceasta este pedeapsa pe care trebuie să o ispășească Ivan Țacu. Mama bărbatului însă este ferm convinsă că fiul ei nu e vinovat de nimic. Ea a venit în platoul nostru să ne spună de ce crede că fiul ei a fost judecat pe nedrept. Să încurajăm. Doamna Nina, spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat că Ivan, feciorul dumneavoastră, ar avea probleme cu legea? El mi-a sunat. O sunat, prima dată mi-a sunat, pe urmă a venit la mine și mi-a spus. Ia că eu și-am pățit, că el știe că eu sunt cu tensiune mare, cu... și nu vreau să-mi spui atunci în momentul ăla. Pe urmă a venit și mi-a spus că ia că și eu și-am pățit, nu vreau să-mi spui bataia care a fost, pe urmă eu am... El a zis că este, ai să vezi. Și pe urmă eu am spus la băiat, eu am nepot care trăiește cu mine, eu l-am crescut, și am spus, intră pe internet și vezi, și când a intrat pe internet, eu am crezut că nu sunt om, mă credeți? Eu nu-mi dau seama ce am făcut eu atunci, care e tare, că... El la mine era ca o fată, nu? El pe mine mă căta, el și îmbrăcăminte și de ce le-ai trimit, eu n-am cumpărat nică. Eu când am văzut, am crezut că mor și eu și gata, nu mai trăiesc. Dar, doamna Nina, vă rog să ne spuneți, dumneavoastră ați înțeles de ce l-au acuzat polițiștii pe Ivan? Da, am înțeles după spusele lui și după că el a fost bat la volan, el. L-a prins bat la volan. Da. Ca tare cum s-a povestit că nu era el la volan. El totdeauna se gândea acasă la copii. Să vă spun drept, el a fost tată și mamă în casă. El totdeauna când spornea undeva la drum se gândea la fetița lui. Asta el are, un chicător, și băieță, dar la chicător asta totdeauna se gândea că el se întoarcă înapoi acasă sănătos. Nu vrea să aibă el probleme. Haideți să vedem un subiect, ca să-l cunoaștem mai bine pe fiul dumneavoastră. Da. Atenție la ecran. Nina Țacu spune că oricine și-ar dori să aibă un fecior asemeni băiatului ei. Ivan este tata a 6 copii. Cel mai mare are 24 de ani, iar mezina familiei abia a împlinit 8. Zoniușa, Ianic, Roma, Slavic și cine? Și fata, 6. Când el pe dânsul l-a luat, i-a spus că el se duce la locul și a strimat bani. Nina povestește că bărbatul este un tată grijuliu și iubitor. Până a fi condamnat la pușcărie, el era principalul întreținător al familiei.
Fecioara și ei mi-e tic fără de să nu mănâncă. Dar contrat băieți în casă, eu știu că e mâncarea făcută de tata, nu de mama. El o lua de la capăt toată viața lui. El o știut speli copchelul, el o trimut la școală. Mama lui Ivan se îngrijorează că fiul ei nu va putea rezista la închisoare. Potrivit ei, Ivan este bolnav și are nevoie urgentă de o operație. El a fost bolnav tare, el are grijă, el a inflat tata ieșe, tata inflat. Ce probleme de sănătate are Ivan? Grijă. Și el e inflat tătă, e tătă inflat. El nu poate sta în pantaloniuri, ceva. Lui trebuie niște șorți și largi ca să poată să îmbrace. Și are nevoie de tratament, de operație? Nu, adică de operație nu așa, că e urgentă. Și dumneavoastră vă temeți că acum la închisoare el o să sufere mult? Și eu mă tem la închisoare, că, de mă rog, cum să vă spun, sunt oameni și răi și buni și că acum sunt și la libertate. Și mă tem că la atingi și gata, el n-a scăpi. A doilea are o bătaie tare mare la cap. L-a bătut din cauza băiețul, s-a dus la o fată și știi, părinții nu au vrut, ori nu știu, acolo și-o pus. Și are și probleme cu capul. Cu capul e farmat, definitiv. Să vedea să-l treacă rengenul la dăz, nu-i om. Nu. Eu așa mă gândesc că din pușcărie eu n-am să-l văd eu acasă. Asta este frica dumneavoastră, da? Asta e frica mie. Dar eu mai mare nădejde n-am numai decât la dânsul. Așa un copil cu minte, poți spune și de aici la... Nu-s chiar așa, dar așa copil cu minte, el totdeauna se gânde la mine. Totdeauna îi trimite. Unii se duce și face el îi trimite. Mămica, ai acasă de mâncare. Mămica, ai de îmbrăcat. Eu vă spun, concret, eu am ani de zile de când eu nu mi-am cumpărat de îmbrăcat. Nu știu din nimic, să mă ascultați de sus pe jos. Și încălțăminte și tot. Are grijă mare de dumneavoastră. Așa grijă și are. Și vreau să spun că și de casă tot așa, și de soția lui tot așa. Eu, mamă, înțeleg prea bine, fiindcă orice mamă va face tot posibil ca să-și salveze feciorul la pușcărie. Felul cum a povestit că era un băiat extraordinar și este, că a avut grijă de ea, asta e ceva minunat. Plus la aceasta, vedem că are 6 copii acasă, dintre care o parte sunt și minori. Este extraordinar, având 6 copii, uitați-vă că a dat dovadă că pe o parte a crescut, a ajuns la majorat. Înseamnă că a avut responsabilități, a avut grijă să-i crească, să aducă mâncare. Dar pentru mine mă pune în gardă pentru beție, persoana ajunge la pușcărie și este lipsit de tată 6 copii. E ceva inuman. Asta e. E da? Ceva inuman. Fiindcă noi când facem justiție, cântărim cu ce scop tu al duci la privarea de libertate, la închisoare, ca să-l resocializezi, să-l reeduci când îl vei aduce în societate, ca să nu mai comită. Dar dintr-o parte, 6 copii stau fără tată, mama stă neîngrijită, când pui pe cântar, cam este inegalitate. Mai mult trage cântarul copiii și mama în detrimentul că a fost prins la bolan. Nu cred că mama poate trișa și nu cred că sufletul mamei poate spune minciună. Spune atâta adevăr și atâtea lucruri pozitive și cum a spus și Teo, 6 copii denotă o atitudine pozitivă, denotă un respect, denotă o grijă. Deci din ceea ce s-a spus, nu e portretul unui răufăcător. E un portret al unui om cu minte, al unui tată grijuliu, al unui fiu decent. Deci vreau să cred că așa și este, deși mai avem nevoie de careva detalii. Dar portretul este unul pozitiv. Noi trăim într-o țară unde chiar și unul dintre simbolurile acestei țări este vinul. Eu nu știu o familie, persoane care nu ar servi vin. Și pentru noi este un lucru destul de normal. Pentru mine, de asemenea, este extrem de straniu. Prima dată aud situația în care persoana consumând alcool la volan nimerește în închisoare. Poate să îi se ia permisul, poate să fie amendat. Sunt penalizări oficiale, normative. Și pentru mine asta e un ieșit din comun. Cu legea nu știm ce să facem. Dacă nu are dovezi, eu nu știu dacă e posibil. Fiul dumneavoastră chiar nu are pentru beție.
Eu sper că n-a fost, dar pentru alcool, pentru beție, este altă lege. Este, nu știu, amendă, luarea mașina, e interzice să se urce la volan și multe altele, dar nu chiar. În această seară discutăm despre Ivan Țacu din satul Țambula, raionul Sângerei. Bărbatul a fost condamnat la 4 ani de pușcărie pentru că ar fi condus beat. Familia acestuia însă afirmă că în ziua respectivă Ivan nici nu s-a aflat la volan. Ei cred că dosarul a fost fabricat de către un polițist care ar fi avut un conflict cu bărbatul și astfel a decis să se răzbune pe el. Acum în platoul nostru va intra soția bărbatului, Nina, care spune că a fost martor la reținerea soțului. Haideți să o ascultăm. Nina, vă așteptăm aici. Nina, bună seara, bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. În primul rând, iată că am aflat că aveți 6 copii. Cum vă descurcați acum, fără tată? Foarte greu. Bănuiesc că nu munciți? Nu, sunt bolnavă de cancer. Oh, îmi pare foarte rău pe dumneavoastră. Dar există tratamente, sper să vă puteți trata. Nu? Asta și faceți acum, da? Îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră. Haideți mai întâi să vedem cum trăiți. Colegii mei au fost acasă la voi. Atenție la ecran. Când avem timp de vară, ne ducem cu ziua, chiar cu lucru. Pe multe raioane am fost, în Moldovei, și cu asta ne întreținem. Și la strâns, la pam am fost, și la cules, la pruni, și la cireșe, la prășit am fost. Și intrarea, aici ziua cămeruț. E că aici o cameră. Aici e altă cameră. E că aici e o cameră. Una, da. Și mai este încă o cameră în partea asta. Eu cu băieți în partea asta, nororile cu băieți și mai mari în partea asta. Nu prea avem rezerve, pentru că cu sănătatea e greu și amă de lucru nu avem. Macaroane, grișe, orez avem, gherculeas. Astea ne-au rămas. Altceva de mâncare încă n-am luat, că n-am nici bani și ne-i tare greu. Aici ne scăldăm fata, punem cald când facem, îi dăm drum la robinet și o scăldăm. Încălzăm apă, turnăm, nici lemne de foc nu avem. A rugat primarul măcar cât de puțin, nu poate să ne ajute cu nimic. Nu știu cum să facem înainte, cum să trăim, nu știu. Nina, le-ai zis colegilor mei că, de fapt, toate problemele în care ați ajuns voi acum cu condamnarea lui Ivan se trag de la un polițist. Ca să înțeleg, ce s-a întâmplat? De ce? Ce are el cu voi? El a avut un conflict la bălți cu dânsul mai de mult, cu 6 ani în urmă. A avut... Cu 6 ani în urmă? Da. Ce fel de conflict? La o benzinărie. El lucra acolo, polițist, la bălți. Și soțul vorbea cu fratele lui pe telefon. El s-a apropiat de dânsul și a spus că... Și vorbește și urât cu fratele tău. Dar el zice că asta e treaba mea cu fratele. Eu cum vorbesc, asta nu te interesează pe mine. Ia stai, Olea, că da, de ce tu așa cu mine vorbești? Eu sunt polițist și adică n-ai drept să vorbești cu mine așa. A început o ceartă între dânsul. Când am venit acasă, după spusele bărbatului meu, mi-a spus că a fost o ceartă între dânsi chiar mai mari, că l-a dat jos acolo, brânșit, ficiorul tot ne-a povestit. Hai să vedem ce ne-ai povestit mai devreme despre încurcătura pe care a avut-o soțul tău cu acel polițist. Atenție. Pe lui ai să treacă, ză și ai 15 ani, ai să închizi și mână. Polițistul, eu promis că a șibă problema asta. A fost chemare, el a chemat altă mașină și noi ne-am dus la comisariat, am dat declarații, tot ficiorul și soțul meu. Și apărăm când a venit acasă, el a spus că hai să uităm, adică dacă noi am avut. Și el a venit atunci singur, era fără formă, fără nică. El a cerut de la soțul meu 250 de lei. Adică să iei plângerea înapoi.
Dar totuși, au trecut 6 ani de atunci și acum, uite că soțul tău este condamnat pentru că a urcat beat la volan. El nu a fost la volan. Povestește-mi, te rog, cum s-a întâmplat totul. Ficiorul ne-a sunat acasă, Iancu, și ne-a spus că mașina s-a stricat în marginea satului. Mașina lui, a fiului da, vostru. Da. Uh-huh. Și să vii tăticu, adică să vadă că eu nu pot, nici să mă ucii cu dânsa, nu pot să o pornesc. Și noi când ne-am dus, noi ne-am dus pe jos, dar el era după spital, el era, încă nu era tare întărit, să zicem că... Ivan. Da. Pe dânsul a avut o bătaie și l-a pălit cu bită la tâmplă aproape. Și a fost tare, tare năcăjit la cap. Noi ne-am dus, ne-a uitat, el s-a uitat la mașină, am văzut polițiști, au trecut cu mașină spre satul Pălăria, nu departe de a nostru sat. Și pe 10 minute el s-a întors înapoi polițiștii. Dar voi ce făceați? Noi știm la mașină. Ion mi-a spus, du-te, te rog, și vezi la vecinul lanternă, că nu era lumina aproape, trebuie să o împingem. Și am luat niște băieți de acolo de la școală, am găsit și i-am rugat, hai vă rog, împingeți mașina, că să vedem și cu dânsa. Și am adus-o la felinar, atunci s-au oprit polițiștii și au spus, ce faceți aici și ședeți. Zic, s-a stricat mașina, ia niște, te rog. Dar el cum s-a uitat la chei, la provodile și care de la mașină, el a zis că... El era la volan? Din partea volanului. Și polițistul, adică, nu s-a uitat că el acolo s-a uitat să, și să facă. El zice că el stătea în mașină. Iancu a ieșit și i-a spus că noi ne uităm că ne ducem acasă. Polițistul Vitalie Tarlapan a spus că stai, ia-n sufletul. Pentru și... Vitalie Tarlapan fiind polițistul cu care se certase conflictul de la Bălți. Mai devreme da, la el Bălți. El lucrează la Sângerei. Așa. O suflat băietul. Am un s-o întors și spune și lui Ion, ia-mi suflă și tu, dar el spune, dar pentru ce să mai suflă și eu dacă o suflat ficiorul meu? Și suntem doi pentru martori, adică suntem doi la volan sau două mașini aici, suntem doi șoferi. Și că tu știi că eu ți-am promis că nu se închise mână. Și s-a început o ceartă între dânsa. Asta ați auzit-o, Nina, cu urechile dumneavoastră? Da, da. Că el așa i-a spus? Da. Și ce ceartă s-a început? Și poate el zice, cam așa ai să mergi la săgerie, să ne povestești, să ne spui, dar de ce tu, adică nu vrei și, și ai tu la inimă, că adică nu vrei să mergi tu. Și că, da, eu n-am dreptul și eu știu așa că dacă un om merge la suflare, la drageri, eu pentru ce să mă mai duc a doilea om. Dar el zice că nu, nici tu îmi trebuie, ești, nu fișorul tău. Eu n-am treabă cu fișorul tău, eu am treabă cu tine. Și-a luat mașina la parcare, acolo s-au pierdut banii, documentele, nimeni nu a dat de știri, nic, absolut, mașina era... Și pe soțul tău împreună cu feciorul i-au luat la poliție? Nu. Mașina i-a luat-o, dar pe noi ne-a lăsat acasă. Uh-huh. Noi ne-am dus acasă... Nina, eu vreau să știu un moment, acum, aici. În ziua aceea, soțul tău a băut? Nu. Deci el nu avea alcool? Nu. Și totuși a refuzat să... O refuzat, da. Da, eu știu că dacă mașina staționează, tu poți stai lângă mașină, în mașină, la volan, beat, treaz, dori, să faci cine și n-are nimeni nici o treabă cu tine. Uite, mă culc unde vreau. Mașina stă. Eu știu, cu atât mai mult știu și las. Cu atât mai mult un polițist, cu atât mai clar pentru toată lumea. În primul rând, eu m-am uitat la filmuleț în ce condiții dumneavoastră trăiți. Sincer, vă spun odată, lacrimi minim în ochi. Pentru că în așa casă, 6 ani urmă v-ați mutat, da? Așa am înțeles, că ați trăit la gazdă. E că nu-i pe lângă faptul că aveți o sărăcie lucidă acolo, încă și persoana care vă hrănește, adică soțul noastră, este acum adus în pușcărie. La fel am observat copiii stăteau după draperie acolo. În așa condiții noastre și spălați copiii. Oameni buni, eu mă adresez acum, poate e timpul să vedem cu ce ajutăm această familie. Acum, deoarece copiii au nevoie de ajutor, că tata lor se află în penitenciar. Dar mă reîntorc la cazul dumneavoastră tragic, când, pe lângă faptul că aveți și o sărăcie lucidă, mă aveți și cancerul de care suferiți. Adică când vine așa, vine una după alta, cam așa la moldoveni. Dar încă plus la aceasta, staționa mașina. Eu ca și avocat, de vreo 20 de ani,
Eu n-am înțeles care temei au fost că mașina staționează, ea nu era în mișcare și să pui pe șofer ca să-l verifice este băut sau nebăut la volan. Este altceva dacă șoferul era în mișcare, mașina era în mișcare, atunci da, le-ai staționat, le-ai oprit, poftim. Dar pe doi bărbați nu, să-i pui să sufle în... Da, Natalia, uitați-vă că l-a văzut că este șofer și spune că eu n-am treabă cu tine, dar am treabă cu celălalt. Aici... Dar i-au pus pe ambii să sufle? Ambii, da. Și aici, dacă îl înțeleg prea bine pe Ivan, că s-a revoltat domnului, polițist, el e șofer. Și de aici și de acum s-a început acest conflict. Deci... Avea polițistul vreun motiv să ceară ca să treacă testul ambii uitați-vă, dintre bărbați? Uitați-vă, polițistul nu avea acest temei în legătură cu faptul că mașina staționa. Deci el nu trebuia pe niciunul dintre ei. Referitor la staționare, el trebuia să se intereseze cu ce să vă ajut ca să vă deplasați spre casă cu această mașină. Acela trebuia polițistul, dacă era polițist care se afla în serviciul lor și pentru a ajuta să ajungă acasă. Dar atunci când s-a oprit și a spus tu ai suflat, acum nu ne place că tu ești treaz, hai pe următorul, fiindcă l-a cunoscut. Adică aici l-a cunoscut, da, pe soțul dumneavoastră, același tar la pan, care 6 ani în urmă a avut acest conflict. De aceea când, știind că soțul Ivan, uitați-vă că a fost într-o bătaie, da? Da. Era implicat în această bătaie. Numai decât satul mic se cunoaște. Tarlapan cunoștea. Și plus la aceasta, cunoștea că mai are, au avut probleme cu legea. Da. Și aici eu cred că această legătură mai suflă tu și el știa prea bine că dacă refuză, se intentează dosar penal pentru faptul că nu s-a supus ordinul polițistului. Așa e legea. Păi tu ascunzi ceva, că tatăl tău era la volan. Minim o șit, prim, prost, m-a învârtit, mi-a pus cătușele pe mâine. Și șit, tu știi și conduci, unde conduci și faci. Tăticu, avea permis de conduce? Nu. E straniu la mijloc. Și jaful și cealaltă bătaie și deja dosarul ăsta. Mie foarte puțin îmi vine a crede că asta tot se întâmplă astăzi. 4 ani real privațiune de libertate. În scurt timp vom auzi cum vă răspunde Ian Cutrinca la detectorul de minciuni. Era oare tânărul la volanul mașinii pe care au oprit-o polițiștii sau spune această versiune pentru a-și apăra tatăl? Lună, lacrimile de pe chipul Ninei Crețu din Bursuceni nu mai dispar. Femeia spune cu durere că peste fiul ei, Ivan, care până nu de mult îi era sprijin, s-a abătut un mare necaz. Nu-mi dau seama ce-am făcut eu atunci, care e tare, că el la mine era ca o fată, nu? El pe mine mă căta, el și îmbrăcăminte și tot ce le-ai trimit, eu n-am cumpărat nimic. Bătrâna se plânge că Ivan a ajuns după gratii pentru o faptă pe care nu a comis-o. Mi-a spus că ea ca și eu și-am pățit că el a fost bat la volan el. Dar ca tare cum s-a povestit că nu era el la volan. Soția lui Ivan, Nina, zice că toate suferințele li se trag de la un polițist care s-ar fi răzbunat pe bărbatul ei. El a avut un conflict la Bălți cu dânsul mai de mult, 6 ani în urmă. Soțul vorbea cu fratele lui pe telefon. El s-a apropiat de dânsul și a spus că și vorbește așa urât cu fratele tău. Deci el zice că asta e treaba mea cu fratele meu, cum vorbesc, asta nu te interesați bine. Când a venit acasă, după spusele bărbatului meu, mi-a spus că a fost o ceartă între dânsul chiar mai mare, că l-a dat jos acolo, brânșit, ficiorul tot ne-a povestit. Așa zisă promisiunea polițistului s-a îndeplinit în scurt timp, spune femeia. Fiorul ne-a sunat acasă, Iancu, și ne-a spus că mașina s-a stricat în marginea satului. Și noi când ne-am dus, pe jos, dar el era după spital. Pe dânsul a avut o bătaie și l-a pălit cu bită la tâmpl aproape. Am văzut polițist, știi, a trecut cu mașina spre satul Pălăria, nu departe de a nostru sat. Și pe 10-15 minute el s-a întors înapoi polițiștii. Și a spus, și faceți aici și ședeți. Zic, s-a stricat mașina, ia stai, ia suflă tu. O suflat băietul, am uns-o întors și spune și lui Ion, ia suflă și tu, dar el spune, dar pentru ce să mai sufl și eu dacă o suflat ficiorul meu? Zic, tu știi că eu ți-am promis, că nu se închis și mână. Dar el zic, nu, nici tu nu trebuie, nu ficiorul tău. Soțul tău a băut? Nu. Deci el nu avea alcool? Nu.
Și totuși a refuzat să... O refuzat, da. Și știa prea bine că dacă refuză, se intentează dosar penal pentru faptul că nu s-a supus ordinul polițistului. Așa e legea. Da, eu știu că dacă mașina staționează, tu poți stai lângă mașină, în mașină, la volan, beat, treaz, dorți, fașină și n-are nimeni și o treabă cu tine. Uite, mă culc unde vreau, mașina stă. Cum vă descurcați acum, fără tată? Foarte greu. Bănuiesc că nu munciți. Nu, sunt bolnavă de cancer. Persoana ajunge la pușcărie și este lipsit de tată 6 copii. E ceva inuman. Eu așa mă gândesc că din pușcărie eu las să-l văd eu acasă. Apropiații lui Ivan cer dreptate pentru bărbat și vor ca despre nelegiuirea care li se întâmplă să afle o țară întreagă. Pentru a vedea cât adevăr spun ei, i-am propus fiului său, Iancu, să treacă testul la detectorul de minciuni. Cum a ajuns Ivan Țacu după gratii? Ce dovezi are familia bărbatului în apărarea lui? Ce povestește polițistul pe care Nina îl acuză că i-a băgat soțul în temniță? Dar și ce va arăta testul la poligraf? Aflați în această ediție. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Nina Țacu din satul Țambul, la raionul Sângerei. Femeia se plânge că soțul ei, Ivan, a fost condamnat la 4 ani de pușcărie după ce un polițist i-ar fi fabricat dosarul penal. Astfel, polițistul s-ar fi răzbunat pentru un conflict cu bărbatul care a avut loc la o benzinărie din Bălți. Ivan a fost acuzat că s-ar fi așezat beat la volan. Familia acestuia însă neagă faptul. Ei spun că în momentul când inspectorii s-au apropiat de mașină la volan se afla fiul bărbatului, Iancu. Pentru a vedea cât de adevărate sunt afirmațiile familiei Țacu, am decis să-l testăm la poligraf pe fiul lui Ivan. El a venit în platoul nostru. În câteva clipe vom afla dacă minte sau nu. Iancu, te așteptăm! Bună seara, Iancu, bine ai venit la noi. Bună seara. Câți ani ai? 22. 22, mulți ani înainte. Mulțumim. Dar permis de conducere ai? Nu. Dar de ce urci la volanul unei mașini fără permis de conducere? Am fost nevoit, că la noi s-o închise alimentară. Nu este nicio nevoie care să te pună să urci la volan fără permis de conducere. Sunt de acord. Dar tu știi că ești un om periculos. Tu nu știi regulile de... de conduită în trafic. Tu nu știi care sunt semnele, tu nu știi ce trebuie să faci. Și ca să anticipezi, nu a fost prima dată. Da, nu a fost prima dată. Zi-mi, te rog, în ziua ce, tu ai băut? Nu. Nu? Nu. Dar tatăl tău, știai? Nu. Când eu a venit în ajutorul tău, pentru că mama mai devreme ne-a povestit cam cum au stat lucrurile. Tăticul nu putea să servească, de tot el era după spital. În scurt timp vom auzi cum vă răspunde Iancu Trinca la detectorul de minciuni. Era oare tânărul la volanul mașinii pe care au oprit-o polițiștii sau spune această versiune pentru a-și apăra tatăl? Dar mai întâi să vedem ce ne-a povestit el despre seara care l-a băgat pe Ivan în închisoare. Atenție la ecran. Am cumpărat mașină, am plecat după produsii la satul vecin. Minim a oprit poliția. M-a sunat pe tăticul, a venit mămica cu tata, era și poliția pe loc. Cătau lanternă. Era tăticul cu noi, o întreba cine era la volan. Eu i-am dat documentele de pe mașină care le aveam. Nu țin de permis de conducere. Am suflat în drager, a fost tot bine. L-a luat tăticul, adică că el era în stare de ebrietate și l-a luat pe dânsul, l-a început a învârti. Eu m-am dat jos, i-am prezentat actele și eu am dat dragerul și pe urmă tăticul l-a luat la drage. Tăticul l-a cunoscut pe unul dintre așa, că avea conflict cu dânsul de la Bălți. Și a zis că Ioan, tu amușa-i răspuns, că erai tu la volan încolo. Dar eu i-am lămurit situația. Eu eram la volan, ei minim oprit, deși și eram cu două mașini ca să ne iei pe amândoi la expertiză, ori să dăm dragerul amândoi. Tăticul a venit pe cior, mama. Și am intrat la vecini, vecinii erau de față, care erau acolo pe loc, am intrat la dânsul. Eu zic că am văzut cum ne-a oprit, cum ne-a oprit pe mine și a ieșit, eu l-am murit de situația, că băietul era singur, a intrat la noi, a rugat să-l împingem, dacă n-ați poate să vii tata, să-l împingem pe dânsul până acasă. Și la urmă am ajuns în anchetă, din anchetă ne-a lămurit că eu n-am atribuții cu asta, că trebuie să răspund tata, că tata a refuzat de expertiză.
când s-a oprit poliția, erai la volan sau voi încercați să reparați mașina? Nu, eu reparam mașina, nu eram la volan. Păi tu ascuns ceva, că tatăl tău era la volan. Tăticul nu era în stare să meargă. Dar cât timp urmă ți-a luat mașina, domnul? Poftim? Cât timp urmă ți-ai cumpărat mașina? 2 ani și ceva în urmă. Timp de 2 ani ai condus mașina respectivă fără permis, plus minus? Aproximativ. Polițiștii timp de 2 ani te-au reținut vreodată? Nu. Te-au oprit sau? Nu. A doilea întrebare, atunci când s-a întocmit acest proces verbal, m-ar interesa pe mine dacă polițiștii au descoperit că tu n-ai dreptul de a conduce. Nici nu i-au făcut proces verbal nimeni. Deci pe tine nu te-au cercetat, în general. Te-au scos din schemă, din start. Dar mașina pe cine era scrisă? Pe nimeni nu era scrisă. Eu avem 2 zile de când am cumpărat-o până la incidentul ăsta. Când ne-au oprit pe noi. Dar ce era scris în... Era proprietarul mașinii, nu eram eu. Fostul proprietar. Dar aveai procură pe aceasta? Nu. Adică tu ai luat-o două... Ai luat-o fără procură, fără ca să o registrezi după tine, dar ai cumpărat-o tu. Am înțeles acum. Tăticu, aveai permis de conducere? Nu. E straniu la mijloc. Da. Și tăticu a refuzat să treacă testul la alcoolemie din cauza că... El s-a revoltat că nu a fost eu la volan și punctul. Da. Și mașina sigur că staționa atunci. Da. Eu ca om de artă sunt destul de emotiv și toate ceea ce s-a întâmplat și ceea ce am văzut noi în cadru îmi amintește de un serial brazilian, un fel de chestii unde tot foarte exagerat este adunat într-un singur loc și e foarte puțin îmi vine a crede că asta tot se întâmplă astăzi, în anul 22. Am văzut în ce condiții trăiesc oamenii, familii mari, tata bolnav, mama bolnavă, într-un sat în care, în momentul când se oprește o mașină, în același, pe alături trece polițistul care e în conflict de 6 ani cu persoana respectivă. Șoferul e fără documente pe mașină, fără drepturi de conducere, tatăl fără drepturi de conducere. Deci aici e așa un aglomerat de probleme care seamănă nereale. A sunat și suma că polițistul a venit și a cerut 250 de lei pentru ca el să-și retragă. Sume de acestea nu există acum. Sunt niște chestii nereale. Eu cred că aici ceva este, nu știu, foarte complicat situație. Și cât e de reală și din care parte este ceva, se ascunde, e foarte greu de apreciat. Uitați-vă, toate odată vin. Mașina stricată de acum, mama bolnavă, sărăcie, lucidă, copii minori acasă, tata privat de libertate, cu lovitură în cap, bolnav, hernie la abdomen, are nevoie de intervenție chirurgicală, noi îl privăm de libertate și închidem ochii și spunem că asta nu e Republica Moldova. Da, 250 de lei să ia în sac. Să ia, asta e prețul. Mai devreme, mama ta ne-a spus că printre acei inspectori care au venit, inspectori de patrulare, era și acel polițist cu care tatăl tău ar fi avut un conflict mai devreme la Bălți. Spune-mi, te rog, dacă ți amintești, el cum se comportă? El se comporta cu tăticul cam agresiv, că eu am adus aminte că din cauza lui tata, din cauza lui tata, el a fost schimbat de la Bălți la Sângerei, că s-a dat demisia de la Bălți și nu poate lucra acolo. Se comporta foarte agresiv cu tata. Foarte agresiv ce înseamnă? L-a amenințat că să-l închide. Chiar atunci, față de voi? La pușcărie, da. Așa zicea? Da. Dar ceilalți colegi ce spuneau? Nimite, testa și eu. Tu zici de agresivitatea acelui polițist. V-au agresat și fizic? Minim o șit. Prost, m-au învârtit, mi-au pus cătușele pe mână și mi-au spus suflă în radio. Cu cătușele pe mână? Dar de ce cătușele? Ai încercat să întrebi? Eu i-am pus documentele pe capotă la mașină, i-am explicat că tata n-are nicio atribuție, el a spus că toți să mergi într-o parte, dar tăticul în altă. Dar voi cum v-ați comportat, tu și tatăl? Eu i-am arătat toate documentele. El m-a început mine că tu ai închis, că eu zic pentru ce ai închis. L-am întrebat, a scris în proces verbal, nu a scris nimeni. Și de la asta s-a Era ceva agresiv în comportamentul vostru? Ați încercat să, cumva, să... Nu l-am împins, nu l-am înjurat, nu i-am spus nimic. Dar tata i-a prins puțin, trebuie să fie. Tăticul... Ce a zis? Uitați că era după accident, după lovitură în cap.
El ce a făcut? Nu am jurat, i-a spus vreo două cuvinte că lasă fișorul în pace, ai de scris ceva, fă conform legii. Când la urmă s-a primit așa, că minim am cătușat și eu și l-am îndragi oricătușile pe mine. Ce s-a întâmplat după? După au chemat evacuatorul, mașina a fost reținută și a dus la Sângerie, la parcare specială. După asta... Voi ați plecat acasă, pe voi da, nu v-au reținut. Am plecat acasă. Așa, și după asta? Fiște o săptămână, ne-au chemat la închitător, care ne-au spus că eu n-am atribuții la cazul dat nimic. Tu? Da, n-am atribuții, tata trebuie să răspundă. Și așa te-au scos din această da, poveste și mai da, departe a mers doar tata. Da. Eu ca să întreb, voi ați încercat undeva să mai mergeți? Să... Am adus marturi la judecată, nimeni nu i-a luat în seamă. Au zis că marturii și nu trebuie. Nu, atunci când te-au scos pe tine din această schemă, ai încercat cumva să dovedești că de fapt tu erai sau... Și normal, vă lămuresc că am fost la închetă cu tot cu marturi ca să confirme că eu l-am la volan. Câți marturi? Doi marturi. Deci la anchetă a mai fost, da, deci ei au dat niște declarații, au dat da, declarații la prima ședință de judecată, tot au venit, trebuie să dai declarații în judecată, când a ieșit procurorul și a zis că nu ne trebuiești marturi, tata va răspunde singur. Totuși, 4 ani de pușcărie. Toată lumea recunoaște că nu a mai văzut, nu a mai auzit ca pentru aflarea în stare de ebrietate la volan, să fie o condamnare atât de aspră. Cum se face că i-au dat 4 ani de pușcărie? El, înainte, a avut 2 ani de probă. S-a schimbat din probă, adică el în timpul ăsta a făcut cazul ăsta cu mașina și pe dânsul l-a inclus. Dar acei 2 ani, Nina, pentru ce i-a avut? Noi am avut un caz cu... Deci 2 ani de condamnare cu suspendare. Da. Așa, pentru ce? Noi am avut un cunoscut care a venit la noi și ne-a luat un telefon din credit al meu de acasă, l-a luat cu tot cu încărcător. Și noi avem o înregistrare cu cei ce ne-ai povestit despre acest conflict. Da. Hai să o vedem acum. Atenție la ecran. S-a sfădit cu un cunoscut de el a venit la noi și un telefon din credit eu l-am avut, el l-a furat. Cunoscutul ăsta și noi l-am dat la poliție să ne-l întoarcă înapoi și adică el s-a eschivat. Eu l-am început a-i zice, dă-i telefonul, te rog, înapoi, pentru că dacă nu, dar el s-a dus așa, mahală, o servit, pe urmă s-a dus la bălț, iar a venit cu o mașină, și a la soțul meu a străga că și-o te hoci și mine a pasadit, dar soțul meu i-a spus că eu nu vreau să am conflict cu tine, întoarce, zic soței mele, telefonul, pentru că e incredit și eu trebuie să-l plătesc. De el zice, zabudi că eu am fost la tine acasă. Poate altcineva și mă pui pe mine în pripă. Dar el zice că numai tu puteai să-l iei, pentru că la noi, a noștri de acasă, copiii nu puteau să-l iei, să-l dăi. Uh-huh. Și el a venit, a spus că nu și gata, e ca și o ține una și bună, că nu el și nu el și nu el. Și s-a aflat, pe urmă polițiștii ne-au dat dovadă că s-a găsit și telefonul, el era cu un număr de la România, ne-a adus, unii era vândut la o familie, adică fotografie pe telefonul și ala, așa și-a rămas, că nu l-a întors poliția. Și de la asta a fost chemare, a fost pentru asta, că adică el l-a bășcurit, el acolo scris și l-a bătut. Să țineați și l-a bătut. Da. Așa. Și poliția știe și-a crezut că l-a bătut. E că atunci i-a dat 2 ani de probă. Hai să vedem ce scrie în sentința pe care a primit-o soțul tău, Ivan Țacu, după acel conflict cu acest amic. Atenție la ecran. De pe portalul instanțelor de judecată aflăm că în anul 2018 Țacu Ivan a manifestat un comportament obraznic față de un colaborator al Inspectoratului de Poliție din orașul Bălți. Bărbatul ar fi folosit cuvinte necenzurate, fapt pentru care oamenii legii l-au pedepsit cu o amendă în sumă de 300 de lei. La 7 luni mai târziu, judecătorii de la Bălți l-au recunoscut vinovat pe Ivan Țacu pentru o altă infracțiune. Bărbatul ar fi condus automobilul în stare de ebrietate și fără permis de conducere, fapt pentru care magistrații l-au pedepsit la muncă neremunerată în folosul societății pentru o perioadă de 160 de ore. La 27
27 mai 2020, judecătorii de la Bălți l-au condamnat pe Ivan Țacu pentru jaf, infracțiune pe care acesta a comis-o împreună cu unul dintre feciorii lui. Oamenii legii au constatat că la 11 martie 2019, aproximativ la ora 18:30, Țacu Ivan cu unul dintre feciorii săi l-ar fi maltratat pe Iurie Rotari. Cei doi l-au bătut cu pumnii și picioarele. Ulterior, ei au sustras de la victimă un telefon mobil de model Nokia la prețul de 150 de lei, un telefon mobil de model Samsung la prețul de 1400 de lei și bani în sumă de 1800 de lei. Pentru aceste infracțiuni, cei doi au fost recunoscuți vinovați și pedepsiți cu 4 ani de închisoare cu suspendare. Așa, și jaful și cealaltă bătaie și deja dosarul ăsta. Deci, de aici este foarte clar că 4 ani Ivan nu i-a luat pentru aflarea în stare de ebrietate la volan. Da? Deci s-au adunat... Nu, din trește de la probă. Eu schimbat. Dar la jaf ce era? Asta-i. Asta cu jaf, asta și-a fost. Asta-i jaf. Da. El, adică el, pe declarațiile lui, așa și-o măț. Nu telefonul meu, dar telefonul lui. Și banii l-a spus, și bătaie o inclusă. Uitați-vă că una e contravențional. În anterior, tata tot a fost reținut, conducea automobilul, stare de ebrietate cu fără permis de conducere. În 2018. Vedem 2019, de acum e jaf. Adică pe Rotari, lui Rotari i-a luat două telefoane. Unul de 1000 și ceva, altul mai puțin. Pentru aceasta a primit 4 ani de zile cu 2 ani condiționat. Plus la aceasta, tot în această perioadă de timp, de acum polițistul, cazul vostru, îl reține pentru faptul că intentează dosar penal pentru faptul că nu refuză să treacă testul la alcoolemie. Dar dacă cântărim toate acestea, dacă le cântărim, jaful, telefonul, care spuneți că Rotari era implicat la mijloc, și 4 ani de închisoare real care în prezent îi spășește, din punct de vedere al justiției, al dreptății, el nu trebuie să fie acolo. Nu? Și Natalia, uitați-vă că legea de așa natură, dacă în perioada termenului de probă ai mai săvârșit o crimă cât de minoră, legea îți spune la pușcărie. Am avut caz concret ca și avocat, că nu știam că clientul meu a avut fix jaf în perioada de probă. Murea de foame acasă și a trecut ilegal frontiera să plece în străinătate. Pentru trecere ilegală a frontierei, infracțiunea minoră. Dar când s-a descoperit că a avut o altă infracțiune în spate, 4 ani real privațiune de libertate. Asta e. Asta e viața de Nina, Iancu, eu vreau să vă întreb acum de altceva. Dar vă știați de cazul celălalt? Că Ivan a urcat beat la volan? Că a fost prins? Tu, Iancu, tocmai ne-ai confirmat că el nici permis nu avea? Nu, dar noi nu știm de cazul ăsta. Nici dumneavoastră nu știați despre nu, asta? Cum pot să știu? El acolo și eu acasă. Dar dumneavoastră aici credeți că el este nevinovat? De unde? Nici acolo nu ați fost. Eu pe mea părere, eu când îl văd, eu știu că el nu a băut. Dacă te-ai suit la volan bat, gata, tu nu ești. Și tu știi și conduci, unde conduci și faci. El îi spune mie că eu nu beau. Eu dacă mă sui la volan, gata, eu nu beau. Și gata, din câte se pare, v-a mințit. Iată, abia acum încep a înțelege. Deci, iarăși două concluzii. Prima concluzie, cu părere de rău, cu regret, ați neglijat prea desiori buchea legii. Cu beție, cu lipsa permisului de conducere, cu situația că ați pedepsit oamenii acolo unde nu trebuia, poate să pedepsiți dumneavoastră, poate un pic de răbdare și încredere. Deci asta e că ați încălcat buchea legii în o singură dată. E prima cauză și a doua cauză este că tăticul dumneavoastră, nu știu de ce, probabil este și o ideologie, manifestă comportament agresiv, labilitate psihoemoțională și foarte deseori comportament antisocial. Deci asta este cauza și cu părere de rău, efectul este cei 4 ani care au devenit real de sentință.
Dar pe acolo a fost bătaie. Începe să o trage de cap pe mătușa mea. Picioarele mă trântiu jos. Fratele meu i-a dat cu lacrimogenul ochiul în alte mașini. Eu cred că la polițistul ăsta trebuie să-i dai 4 ani. Polițistul a scos arma și a zis că suntem toți arestați, vă dați jos din mașină. Și ridici tu pistolul înainte mea, eu sunt minor, pentru ce tu faci treaba asta? Sunt prea multe. Să fi fost un singur caz, ai lasă două. E și stare, el e bolnav și eu nu știu dacă eu l-o merividean sănătos. Legea este lege și este bătut în cuie, este scrisă, este obligatorie pentru toți. Polițiștii sunt cu semnul minus și dumneavoastră sunteți absolut cu semnul plus. Dar nu poți face justiție prin injustiție. Nu poți face dreptate prin nedreptate. Băiatul a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni pentru a demonstra că tatăl său este nevinovat și că a fost condamnat pe nedrept. Tatăl tău, Ivan, a condus mașina în seara de 20 octombrie 2020.